Când ai început tu să cânti, cine reprezenta zona Gorjului? Maria Tănase și Maria Lătărețu. Și pe care dintre ele ai cunoscut-o mai bine? Pe Maria Lătărețu am cunoscut-o foarte bine. Am apreciat-o și am iubit-o foarte mult. De aceea am și preluat multe cântece din repertoriul ei. Dar ea m-a sfătuit să-mi fac un repertoriu personal care să mă reprezinte. Maria, ești din Gorj? Nu, sunt din Vâlcea, dintr-o comună, Roșiile, o zonă situată la interferență cu Gorjul și Doljul. Spune-mi, te rog, care au fost primii tăi dascăli în ale cântului? Primii dascăli în ale cântului au fost părinții mei. Tata și mama au cântat foarte frumos, au avut aptitudini muzicale. Tatăl meu a avut un nepot de soră care a fost mare cântăreț de operă, Mircea Buciu. Basul Mircea Buciu? Da. Este văr, adică a fost văr cu tine, da. Văr primar. Văr primar cu mine, da. Vai, eu l-am ascultat adesea pe Mircea Buciu, mai ales la radio, și pe lângă muzica de operă, interpreta cu glasul lui atât de generos și de frumos și prelucrări de folclor. Îmi făcea mare plăcere să-l ascult. Și ce spunea tata? Că o să te trimită la București ca să te ajute Mircea Buciu să te faci artistă. Spunea tatăl meu când eram mică. Așa? Spunea că pe fata cea mică am să o fac mare artistă. Da, am da. Să o trimit la nepotul meu să facă... Da, să o ajute. Și te-a ajutat? Nu, pentru că eu am început cariera mult mai târziu. Să știi că n-am avut o viață ușoară. Am fost un copil necăjit. La vârsta de 14 ani am rămas fără tată. Câți frați ați fost, Maria? 9 am fost. Eu am fost cea mai mică dintre frați. Da. Și rămânând mică, necăjită, am mai cântat pe la petreceri, pe la aniversări, ca să-mi câștig un bănuț. Maria, ia povestește-ne tu, cum a fost când te-ai născut? Cum ți-a povestit ție mama că l-a rugat pe fratele tău mai mare să se ducă la moașă în sat pentru ca să o roage să vină urgent, că au apucat-o durerile? Dar te rog să ne povestești așa cum mi-ai spus tu mie, cu expresiile voastre de acolo. Mama mi-a povestit că în momentul când a apucat-o durerile, s-a încuiat în casă singură. A dat drumul la ferestre în acea casă. A lăsat geamul deschis. Și după ce a născut, l-a strigat pe fratele meu: Iorgule! Așa. Du-te la țață ta Marița și cheamă-o să moșească. Așa. Și se duce fratele meu la țața Marița și... Și cum o strigă? Țața Marița! Așa. Asta avea un glas ăsta mai strident. Ce vrei, mă? Vino de moșește niște copii. Aoleu, câți făcu, mă? 2 până acum. Deci tu ai un frate geamăn? Da, am avut un frate geamăn, din păcate nu-l mai am. Și primul pas pe o scenă adevărată, când l-ai făcut? La Ateneul Român, în 1961. Stai puțin, era vorba de Comuna Roșiile, să o luăm încet, încet, așa. Direct pe scena Ateneului Român? Direct pe scena Ateneului Român am cântat sub bacheta lui maestrului dirijor Ionel Budișteanu, cu orchestra Barbu Lăutaru. Eu știu că maestrul Ionel Budișteanu făcea minuni, dar nici chiar așa. Cine te-a adus pe tine la București? Era un instrumentist de la noi, de acolo, din Vâlcea, Ion Văduva, care cânta în orchestra Barbu Lăutaru și era prieten de familie cu noi. Așa. Și m-a ascultat și m-a chemat la concurs la orchestra Barbu Lăutaru. Deci ai dat concurs la orchestra Barbu Lăutaru. Da, bineînțeles. Așa, și? Și nu am rămas, deși doream din tot sufletul să rămân la această orchestră, unde era și Maria Lătărețu și mai mulți, Angela Moldovan, mai mulți interpreți. Dar din
păcate, n-a fost să fie. N-a fost să fie, da. Așa. Dar totuși eu am înțeles că ai făcut acest spectacol la Ateneul Român cu maestrul Ionel Budișteanu. Te-a admis la acest spectacol. Da, m-a admis la spectacol, m-a luat în colaborare într-un turneu în țară. Așa. Și după ce ne-am întors din turneu, s-a anunțat concurs la ansamblu Ciocârlia. Așa. Și am depus cerere la ansamblu Ciocârlia, am dat concurs. Mi-aduc aminte că am dat concurs la 12 și jumătate noaptea, pentru că au fost foarte mulți concurenți. Câți au fost? 280 de candidați. Așa. Și pe câte locuri? Două locuri. Și cine a mai reușit împreună cu tine? Eu și Irina Login. Extraordinar. Mi-închipui că a fost o mare bucurie pentru tine. A fost cea mai mare bucurie din viața mea.